Accident rutier grav pe DN1B în localitatea Prahoveană, Valea Călugărească. O adolescentă de 14 ani și-a pierdut viața în drum către nunta mamei sale. Fata se afla pe scaunul dreapta față într-o mașină care a ieșit de pe partea carosabilă. Bolidul a spulberat o poartă, un gard și un cap de pod din beton, apoi s-a oprit într-un autoturism parcat. M-am sprea o buitură, dar ceva nimic, absolut nimic. Nu, deci nu. După aia când am ieșit afară, poarta ruptă, gardul la vecinul rupt, altceva nimic. Deci nu, nu știu cum a ajuns mașina în poziția. Deci intrată de acolo, se cunoaște unde este intrată de acolo pe șanț, rupt aici, rupt poarta, dată peste cap, rupt aici. Și de, așa, s-a dat peste cap, nu știu. Copila de 14 ani a fost proiectată prin geam în afara mașinii. Fetița era... Nu e bine că treaba asta avea creierii scoși în cap. Ieșise din mașină pe geam? Da, a fost azvâlită de mașină, era lângă mașină căzută, țeasta spartă și creierii scoși în cap. Dar de la ce credeți să se fi întâmplat o așa nenorocire? Viteză mare? Lipsa de experiență, că era începător băiatul, carosabil umed. Că avea volanul pe... Putea să fie și pe stânga și pe dreapta, nu contează. Șoferul în ce stare? Nu știu. Am înțeles că au mai fost două victime luate la spital. Mai mult data nu. Un autoturism marca BMW cu numere de Anglia circula pe drumul național numărul 1B din direcția Mizil către Ploiești și la kilometrul 18 plus 200 de metri, în condiții de carosabil umer, pierde control spre direcția de deplasare și se răstoarnă în afara părții carosabile. Din păcate, în urma accidentului a rezultat decesul unei minore în vârstă de 14 ani. Șoferul este transportat la Spitalul Județean Ploiești, unde îi se acordă îngrijiri medicale. Tânărul de 22 de ani a fost preluat de cadrele medicale de la Unitatea de Primiri Urgențe. Pacientul este conștient, este stabil. În urma examenelor imagistice nu s-au decelat leziuni majore, probabil nu o să necesite internare. Polițiștii cercetează cauzele reproducerii accidentului. Se pare că viteza excesivă a dus la acest deznodământ tragic. Dacă se dovedește că a condus imprudent, tânărul conducător auto poate fi acuzat de omor din culpă.